Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de vineri 11 decembrie. Hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru carieră, bani, situație financiară. În dragoste avem aici treiul de cupe, motiv de sărbătoare, de voie bună. O parte dintre voi s-ar putea să organizați anumite ieșiri sau întâlniri cu prietenii, cu cercul vostru apropiat. Pentru cei care sunteți singuri, aici apare posibilitatea de a cunoaște pe cineva prin intermediul prietenilor, prin grupul de prieteni, prin grupul sau cercul de prieteni în care vă aflați. Mare atenție pentru cei care sunteți într-o relație, că aici poate să apară posibilitatea unei a treia persoane care să se infiltreze în relația voastră. Fiți vigilenți! În sănătate avem aici o carte foarte interesantă care combină energia arcanei majore justiția cu cea arcanei minore optul de săbi. Această carte ne arată că justiția e oarbă și cum putem să-i dăm jos această eșarfă de la ochi, folosindu-ne de rațiune. Cum putem să obținem o stare mai bună de sănătate, asigurându-ne că avem un stil de viață echilibrat. Această carte mi-arată că voi poate nici măcar nu sunteți conștienți de ce dezechilibre sunt momentan în viața voastră și astăzi ar fi indicat să vă uitați foarte obiectiv la rutina voastră zilnică și să vedeți care sunt sursele voastre de dezechilibru? Poate puneți prea mult zahăr în cafea sau în ceai, poate beți prea multă cafea, poate mâncarea pe care o consumați nu este de calitatea cea mai bună, poate nu dormiți suficient, poate sunteți prea stresați cu lucru. Ceva aici e dezechilibrat și voi trebuie să readuceți echilibru în viața voastră astfel încât să aveți și o stare de sănătate mai bună. Dacă nu reușiți să vă dați seama de unde vin aceste dezechilibre în viața voastră, puteți să cereți sfatul unei persoane din zodia Balanță, Gemeni sau Vărsător, o persoană care vă cunoaște bine și care poate să vă dea o opinie imparțială. Hai să vedem în carieră, bani, situație financiară. Aici avem o carte care combină în ea energia pajului și a cavalerului de bâte. Ceva vă entuziasmează aici. Fie o nouă ofertă de lucru sau propunerea unor proiecte noi la lucru sau o nouă investiție sau afacere în care vreți să investiți bani. În orice caz aici ceva vă face foarte entuziaști și vă dă așa un influx de forță nouă, de putere și de dorință de a acționa. Orice ar fi aici care vă entuziasmează, go for it, da, mergeți pe direcția asta, este direcția corectă pentru voi. Mai ales dacă e vorba de un proiect sau de o afacere care implică și creativitatea voastră sau dacă e ceva în legătură cu o persoană din zodia Berbec, leu săgetător, o să aveți șanse mari de succes. Hai să vedem și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie. Dați un like la acest video dacă apreciați aceste mesaje. Trimiteți-l mai departe dacă considerați că poate să ajute pe altcineva. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Nu vă costă nimic, este absolut gratis și veți fi informați de fiecare dată când pun material nou. Și acum hai să scoatem o carte. Mă iubesc pe deplin în momentul prezent. Sunt tandru, bun și încurajator cu copilul meu interior pe măsură ce descoperim și ne eliberăm de mesajele vechi și negative din noi. Un mesaj foarte frumos. Vedeți cum și aceste carduri vă îndeamnă să vă redescoperiți entuziasmul, copilul interior, să redescoperiți acele lucruri care vă fac plăcere și să acordați mai mult timp și mai multă energie acestor lucruri, pentru că astea o să vă aducă fericire și împlinire în toate planurile. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem mâine, pa, pa!